au semnat participarea la referendum, profesorii, cât la nivel de Telorman avem 73% semnat pentru începerea grevei pe 22 mai, 73% din totalul membrilor de sindicat. Dacă e să-i luăm doar cei care au semnat la ora actuală, avem 95% semnături. Dar procentul se face la numărul de membri de sindicat. Deci avem 73%. Asta înseamnă că putem începe greva generală. Susținem necondiționat, din punctul meu de vedere, protestul sindicatelor și nu de azi de ieri, întotdeauna, de când am încheiat acest parteneriat cu dumnealor, fără să avem un interes care să spună cineva, domne, ați cheiat un parteneriat și nu aveți voie să vă opuneți. Nu, sub nicio formă. Suntem conștienți că avem nevoie de un sistem educațional așa cum îl dorim. Pentru acest lucru este nevoie ca actuala clasă politică să îndrepte către doleanțele profesorilor. Mai e însă timp până atunci pentru a se deschide porțile comunicării, cum spuneau și colegii de platou. Trebuie să se discute. Părțile trebuie să se așeze la masă și să se găsească un răspuns realist și pozitiv, astfel încât și revendicările profesorilor și justificările guvernului să fie puse în cele două talere ale balanței și să se meargă înainte. Nu ne dorim înghețarea anului școlar, nu ne dorim măsuri radicale, nu ne dorim grevă generală, dar în același timp trebuie să fim conștienți că sunt niște drepturi constituționale ale salariaților și că poate, eu știu, răbdarea acestora a ajuns la final.